Inaugurat în 15 ianuarie de Ziua Internațională a Culturii, Muzeul de la Parța, care adăpostește replica unui sanctuar neolitic vechi de peste 6.000 de ani, atrage tot mai mulți vizitatori. Este vorba despre unul dintre cele mai vechi și mai importante sanctuare din istoria culturii europene. În jurul nostru se află încăperile sanctuarului. În prima încăpere avem statuia monumentală a unei familii divine, reprezentarea unui bărbat purtând o mască de taur și a unei femei cu mască geometrică. În spațiile care ne înconjoară sunt locurile destinate preparării hranei legate de sanctuar. Apoi avem aici obiecte și vase care sunt legate de prepararea și fermentarea, pregătirea hranei de fiecare zi. Vedeți apoi materiale care erau uzuale în acea vreme, sunt blănuri, sunt bucăți de unelte de silex, fragmente de corn care au folosite la săparea fundațiilor acestor case, care au fost la săparea șanțurilor așezării. Punctul muzeal a fost construit din fonduri transfrontaliere România-Serbia de către Muzeul Național al Banatului. Părții române i-a revenit o investiție de 400.000 de euro. Reproducerea lui este una similară a modului în care arăta în vremea în care funcționa. Iar în urmă cu câteva luni a fost finalizat și sanctuarul, care este realizat din materiale locale, de către o echipă care a dorit să folosească lemn de pe Timiș, lut din Parța, nuiele. Deci el este construit, nu e o butaforie, e o reproducere a modului în care el arăta în vremea în care funcționa. Am reprodus și o parte din obiectele din interior, iar în vitrine găsiți obiectele originale care provin din situl de la Parța. Este un loc care merită văzut, consideră arheologul, dacă ținem cont de importanța lui. Va trebui să intre cumva în atenția publicului, pentru că e foarte aproape de oraș și e un loc care merită văzut. Și mai e ceva, importanța lui. Este unul din puținele sanctuare păstrate de peste 7.000 de ani în tot spațiul Eurasiei. Și statuia este cunoscută pentru că o copie a ei este în Statele Unite, acum itinerează în cadrul unei expoziții mari despre spiritualitatea umanității. E datoria noastră să punem și românilor în vedere că e un lucru care merită vizitat. Reprezentanții administrației locale din Parța vorbesc despre construirea unui alt muzeu etnografic de această dată în vecinătatea celui existent. După cum vedeți, în spatele meu este această casă construită, după estimările noastre, în urmă cu aproximativ 120-130 de ani și care, fiind plasată în curtea actualului muzeu, intenționăm să o reabilităm după metode tradiționale și cu tehnicile de construire din acea perioadă, iar în interiorul ei să amenajăm un muzeu etnografic. Curtea muzeului va fi și ea modernizată în așa fel încât să primească vizitatorii așa cum se cuvine și să existe modalități de petrecere a timpului, înainte și după ieșirea din muzeu. Pentru cei interesați, programul de vizitare este de vineri până duminică, între orele 10 și 18.